Preamărit să fie Domnul! Așa cum am cântat, așa să gândim și așa să ne dea Dumnezeu harul să spunem aici și pentru eternitate. Astăzi vreau să învățăm despre situațiile în care trebuie să tăinuim sau respectiv să destăinuim. Altfel spus, ce trebuie ținut secret și ce trebuie divulgat. A ascunde, a păstra un secret e ceva foarte natural pentru Dumnezeu, dar e mai greu de realizat pentru noi oamenii. Există o sete naturală în om de a afla și de a spune. Știți că adesea oamenii, într-o discuții particulare, spun, zic ceva, dar să nu spui la altul. Cu alte cuvinte, eu n-am reușit să țin un secret, dar să faci tu ce n-a reușit eu și celălalt va spune tot cam așa. Va spune la unii ca să nu spună la alții și tot așa până când află toți. Dar nu întotdeauna adevărul. A destăinui, a da la iveală, a mărturisi și asta este foarte tentant. În toate împrejurările vieții, numai că nici Dumnezeu nu recomandă asta întotdeauna și nici legea nu permite. De aceea, nu știu în ce măsură vă pare sau nu important acest subiect, haideți să aprofundăm puțin și apoi vom vedea în ce măsură am respectat sau nu aceste principii. Știți când a fost răpit Ilie la cer, Dumnezeu prin Duhul, așa cum procedează El de obicei, a făcut de cunoscut mai multor profeți ce va urma. Deosebirea dintre cei ce știau, concret dintre Elisei și ceilalți fii a prorocilor, a fost faptul că el putea să țină secret, ceilalți nu. În Matei 11 este scris că Domnul Iisus i s-a adresat Tatălui ca unuia care, așa cum spuneam, poate să facă foarte ușor ceea ce noi facem mai greu, dar nu cu neputință. Scrie aici de la versetul 25, Matei 11, în vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor, da, Tată, te laud că așa ai găsit tu cu cale. Deci Dumnezeu poate ascunde și de ochiul cel mai ager și interesant, în paralel, se descoperă unuia care aparent îi spune că n-are nicio șansă să afle. Versetul următor precizează, toate lucrurile mi-au fost date de mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul, și acelui care vrea Fiul să-L descoperă. Și tot din Matei să ne mai amintim spusele Domnului Matei 24 referitor la revenirea sa, versetul 36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Și cât de mult ar dori oamenii să știe. Dar dacă Dumnezeu nu vrea să se afle și ține taină, nu va afla nimeni. Zice aici, nici îngerii din ceruri, numai Tatăl. Tot referitor la evenimentele viitoare, care întotdeauna au fost un subiect pasionant, scrie în cartea Daniel, știți că acestui om Dumnezeu a făcut de cunoscut multe lucruri, dar nu toate. Daniel 12, versetul 8 și 9. I-am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, Doamnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? I-a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. În Roman, capitolul 1, este scris că printre alte oameni sunt șoptitori, adică nu pot să țină secret. Și mă adaug tot în introducere un verset din 1 Timotei 5, cu 13, unde este scris,
De unele femei care se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și atenție. Și vorbesc și nu trebuie vorbit. Deci sunt lucruri care trebuie tăinuite și altele care trebuie vorbite. Haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, ce să tăinuim? Numai Dumnezeu deține taine perfecte, în sensul că își permite, are puterea, capacitatea de a dezvălui numai ce vrea și numai cât vrea. În cartea a doua a Împăraților, capitolul 4, este un episod interesant care dezvăluie măsura în care Dumnezeu tăinuie și destăinuie. Știți, a murit copilul familiei din Sunem. Mama lui se duce în grabă la Elisei, acesta ca om nu știa ce se întâmplă și scrie în versetul 25, iată pe sunamita aceea, cu alte cuvinte, oare de ce vine la noi? Acum leargă dar înaintea ei și spune, ești bine? El n-avea informații numai dacă ea le oferea. Ea a răspuns bine, dar în clipa aceea a intervenit Dumnezeu. Și omul Dumnezeu a zis, las-o, căci este tare amărâtă, și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Profetul a recunoscut că Dumnezeu nu i-a făcut de cunoscut moartea copilului și doar în momentul acela i-a spus și cred că atunci Domnul i-a făcut de cunoscut și faptul că avea să-i învieze fiul. Luăm o altă situație, Matei capitolul 13. Aici avem de-a face cu situația generală a tainilor mântuirii și a cunoașterii sfinte, Matei 13, de la versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de el, de Domnul Iisus, și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Cu alte cuvinte, de ce folosești date codificate? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției celor, iar lor nu le-a fost dat. Și cum am amintit și din Matei 11, la cine descoperă Domnul tainele înțelege și de cine le ascunde, nici dacă e deșteptul lumii, nu află, nu-și dă seama. Chiar și cu noi, cărora Domnul ne-a descoperit tainele mântuirii, Domnul se poartă în același regim, păstrează taine. Știm noi când și cum vom muri, cu cine se vor căsători copiii noștri? Ce se va întâmpla peste câțiva ani? Cum va fi venirea Domnului? Știm când ne-a descoperit restul și dacă ne spune Domnul, și avem oricum mesajele profetice biblice, pricepem numai exact cât El vrea. Dumnezeu are taine perfecte. Citim Luca capitolul 18 de la versetul 31. Domnul a vorbit aici despre moartea sa. Interesant. Aparent vorbește foarte pe față. 18:31. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne sfine la Ierusalim și tot ce este scris despre proroci despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâine neamurilor, vor barjocori, îl vor ocări, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Foarte clar. Ei n-au înțeles nimic din toate aceste lucruri. De ce n-au înțeles? Căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Deci, repet, Dumnezeu are taine perfecte. Și mă adaug doar o referință, Apocalipsa 10. Știți, cartea asta este ultima descoperire. Așa și începe, descoperirea pe care a dat-o Dumnezeu. Prin Iisus, prin Înger. Prin Ioan. Apocalipsa 10:5. Îngerul pe care îl văzusem, stând în picioare pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și-a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de robilor săi prorocilor. Adică tot ce a fost codificat până atunci, urma, până la ultima filă, să se descopere. Dar până atunci,
nimeni, în întregime, nu-și va da seama, pentru că Dumnezeu este specialist în păstrarea informațiilor. El descoperă doar ceea ce este potrivit cu voia sa și, de ce nu, să o spunem și asta cu încredere, potrivit cu nevoia noastră. Alte taine, astea ne privesc pe noi. Secrete de serviciu, clauze de confidențialitate în diverse domenii ale vieții, politic, militar, economic, social, sanitar. Nu orice se poate spune. Nu oricine poate să dea informații de la locul lui de muncă. Este obligat chiar prin lege. Alteori, nu este indicat să o fac. De exemplu, să mergi să întreb pe un medic despre diagnosticul cuiva. Te rog să-mi dai detalii. De ce suferă cu tare? Cât mare de trăit? Un adevărat medic nu va spune asta la oricine se oprește să întrebe. Va ști doar cui și ce informații să ofere. Sunt vremuri critice, regimuri represive, în care trebuie să păstrezi secrete anumite lucruri. De exemplu, în timpul celui de-al doilea război mondial, o parte din tezaurul Băncii Naționale a fost ascuns în ceva peșteri. De teama celor care ar fi vrut să repete ce ni s-a întâmplat în primul război mondial. În cartea întâi împărați este scris despre Obadia, un om din administrația regală a lui Ahab. Citesc de la versetul 4. De aceea când a nemicit Izabela pe prorocii domnului Obadia, a luat 100 de proroci, a ascuns câte 50 într-o peșteră și a hrănit cu pâine și cu apă. Și a reușit să păstreze acea taină și să salveze viața a 100 de oameni. Cred că acea 100 a făcut parte din cei 7.000 pe care Dumnezeu i-a păstrat în acea vreme. Iată cum planul Dumnezeu s-a realizat prin oameni care au știut să tăinuiască. Citim din cartea lui Nemia, un om care știa ce trebuie spus, când și cui. Scrie în capitolul 2, știți, după ce a primit aprobarea de la împărat să rezidească cetatea, scop în care a fost numit guvernator, 2.11, am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea, m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeu meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Probabil vrăjmașii ar fi dejucat această lucrare dacă el s-ar fi scăpat să vorbească despre ea. De aceea uneori noi, părinții, ne ferim să vorbim anumite lucruri în prezența copilor, nu doar pentru că ne-ar face de rușine dacă ar spune la oricine, dar s-ar putea să încurce niște lucruri. De aceea citim din cartea Proverbele, referitor la secretele de serviciu de stat, serviciu, secrete profesionale, Proverbe, capitolul 21, versetul 14. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Nu-i vorba de a abate dreptatea, ci de a interveni în mod tainic. Întoarcem două pagini, 25 cu 9 și 10. Apără sfricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia. Că nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă un nume rău, ce nume rău, de om care divulgi date ce trebuie să rămână secrete. Un nume care să nu se mai șteargă. Adesea între oamenii duce vorba despre unii că sunt gură spartă. Sau cineva chiar poate să-și piardă un loc de muncă pentru că nu poate să păstreze un secret de serviciu. Trecem la un alt domeniu, alte taine. Taine sau confidențe familiale. Nu toate lucrurile din familie trebuie să fie spuse. Chiar dacă sunt femei ca acelea din 1 Timotei 5, interesate. Și adesea când stăm de vorbă cu mirii, cu scurt timp înainte de căsătorie, le spunem să nu satisfacă niciunul dintre ei curiozitatea celor care
vor să știe exact ce au făcut cu banii. Tot, ca să nu spun alte și alte aspecte de ordin intim. Amintiți-vă de ce e scris în Exod capitolul 2. A născut mama lui Moise, s-a ținut ascuns cu copilașul. De ce? Pentru că i-ar fi fost răpit. Dumnezeu a lucrat, dar mai întâi a lăsat-o să acționeze în felul acesta. Să ne amintim de Iosif, Matei 1 cu 19. Și-a dat seama că și cu Maria este o problemă, nu știa. Și scrie acolo că n-a vrut să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea să ne păzim în a da informații despre familiile noastre, cum scrie în Psalmul 50, că stai și clevetești pe cei din casă. Un caz asemănător avem în Luca 1, unde se scrie despre Elisabeta că s-a ținut ascunsă când a rămas însărcinată. Sunt surori care, datorită unor potrivnici, nu spun când au rămas însărcinate. Până mai trece vremea. Sau sunt oameni curioși cine cu cine se căsătorește și poate nu se ajunge neapărat la căsătorie, dar vorba se poate duce, de aceea este bine să știe persoanele în cauză, familia, slujitorii, dacă este cazul, dar nu toți. Confidențe familiale, a greșit unul, soțul, soția, foarte greșit, dai telefon să spui la tata, la mama, la prieteni, uite ce a făcut soțul meu. Nu-i deloc indicat să zic soțul să aibă o legătură. M-a întrebat cineva, zice, e normal ca un bărbat să tot de accept la prietenii pe Facebook, la fel și fel de fete. Zic, nici nu-i normal să aibă o asemenea lucrare în viața lui. Dar de asemenea nu-i normal dacă soția lui a aflat de slăbiciunea asta să-l mai spună ea tot la atâtea la câte l-a dat el accept. Dacă nu poate să rezolve problema, să apeleze la cine este necesar, dar nu să îl dea pe față. Sau, de exemplu, se căsătoresc doi și se confesează unul altuia, chiar e normal să o fac. Ce-ar urma ca să spună Mirle sau Mireasa, uite, celor care urmează să mă căsătoresc eu, am mai pețit pe cutare. Dar cui slujește lista asta? Deci, dacă un serviciu are nevoie de secrete, o țară și o familie are nevoie să fie păstrate secrete. De ce nu și o biserică? Și aici aș mai aminti anumite confesiuni pastorale care și acestea sunt protejate de lege. De exemplu, instanța nu poate să ceară unui preot să spună ce s-a spovedit o persoană. În Cartea Proverbe, capitolul 11, versetul 13, este scris: cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse. Deci iată că e bârfă. Dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Adică păstrează un secret. Nu știu cât e de reală povestea ce vă spun, dar ea are mult adevăr. Se spune că soția unui slujitor i-a zis: am văzut că a venit să ți se confeseze sora cu tare. Tu știi că nu mă interesează alte lucruri, dar chiar că sunt curioasă să știu ce a făcut, că am auzit ceva și vreau să verific. Și el zice: tu poți păstra un secret? Cum să nu? Și atunci fii liniștită că și eu pot. Adică să nu te aștept să-ți spun. La ce ar fi de folos? Trebuie să reconstituie vreun anume caz, dosar? N-are niciun sens. Încă două aspecte legate de a tăinui. Chiar să ne întrebăm, tehnic vorbind, omul are capacitatea să tăinuiască. Știți că există multă trudă, chiar în plan tehnologic, să se afle ce gândesc oamenii. De acum trecut în istorie, aparatul de detector de minciuni, alte și alte tehnici psihologice sau chiar apelând la forță, să se scoată secrete de la cineva. Au fost folosite femei ca spion sau unii care s-au dat drept prieteni. Totuși, trebuie să afirmăm că omul are capacitatea
de stocare a informațiilor fără să fie divulgate. Dacă oamenii au capacitatea computerizată sau clasică în seifuri sau în ascunde comori în pământ, în locuri care nu trebuie să fie divulgate, atunci trebuie să știm că Dumnezeu nu ne cere ceea ce nu putem. Noi putem păstra un secret dacă este necesar. Să ne amintim din cartea Genesei de Iosif și frații lui. În Genesa 42 scrie că s-au dus, i-a recunoscut și ce frumos, că nu le-a spus dintr-o dată, Iosif mă cheamă. A lucrat foarte înțelepțește. Știți toate evenimentele. N-ar fi fost același farmec dacă se dezvăluia la prima vedere față de felul interesant în care s-a descoperit fraților săi, după ce i-a implicat, i-a testat. Deci putem să ținem un secret și să nu spune surorilor că numai bărbații pot asta. Amintiți-vă de Estera. Nu și-a făcut de cunoscut nici nașterea, nici poporul. Să stai 6 luni cu niște femei la un loc, fără să lucrezi numai așa, să te dai cu un sor. Să nu spun, a ajuns regină. Estera 2 cu 10 și respectiv 20. Nu a spus la nimeni. L-a invitat pe împărat la ospăț. Și împăratul spune, zi ce vrei mâine. Ce capacitate de control, de reținere, să nu dea informații. Nici la cei mai mari curioși. La urmă este o bătălie. Cine renunță primul? El să întrebe sau eu să răspund? Foarte important. Se spune că un bogat a trimis o pătură frumoasă la un sărac. Însă s-a acoperit cu ea, dar și-a zis că nu merită să se acopere cu așa material de lux, mai bine o vinde și se acoperă mai mulți. Bogatul a aflat și a cumpărat-o el. Și i-a trimis-o înapoi și el a mai dus-o de 3 ori la piață și bogatul iar o cumpărat-o. Și după a treia încercare, săracul îi trimite o adresă la bogat și îi spune, vreau să văd cine renunță primul. Tu să o cumperi sau eu să o vând. Asta e și în domeniul tăinuirii. Cineva renunță la un moment dat. În a mai întreba când vede că nu oferim informații și le putem păstra. Să ne amintim și de Saul, tânărul Saul, când era într-o stare spirituală bună. A ajuns la Samuel prin providența divină și când se întoarce unchiul lui, îl întreabă, ce v-a spus Samuel? Ce a răspuns Saul? Ne-a spus că s-au găsit măgărițele. Și spune Scriptura 1 Samuel 9:16, nu i-a spus nimic despre cuvântul referitor la împărăție. Dar hai să vorbim deschis. Ce-ar fi fost mai interesant să spună, nu? Unchiule, nepotul tău va fi rege. Nu. A scăpat de el cu informații care puteau fi făcute publice. O altă idee legată de tăinuire. De fapt, care e scopul tăinuirii? Doar așa ca să ne batem că suntem tari la creier? Că avem seifuri ce nu pot fi descifrate? Tăinuirea are de-a face cu dreptul de proprietate, cu riscul folosirii datelor în sens negativ. Deci nu ținem un secret doar de dragul secretului, ci pentru că așa este mai bine, având în vedere un bine prezent sau un bine viitor, ținem secret niște date pentru că unii le-ar folosi negativ. Ia, pune tu la poartă, afișează unde-ți ții banii. Mai cu seama acum cu lumea virtuală, cineva a discutat, zice, am primit cadou 10.000 de euro de la mătușă. Pe a doua zi nu mai fă bani. Cu fost alții în rețea și eu știu unde și gata. Deci ținem secret pentru că este necesar. Nu dăm informații oricui pentru că, așa spunea Domnul, vă citesc Ioan 16, cu versetul 12 și 13, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Pe mine m-a mirat multă vreme un caz a unui slujitor care a căzut de la credință, de ce Dumnezeu l-a îngăduit fără să-l descopere.
Și am studiat dosarul acela mai îndeaproape. Am aflat tot cum Dumnezeu a spus pe când l-a divulgat, dar tot mi-a rămas întrebarea, dar de ce a permis atâta vreme să rămână ascuns? Până când am aflat de o prorocie mai veche, în care Duhul Sfânt zicea, îmi voi pregăti întâi poporul ca să nu suferă și apoi voi da păcatul pe față. Deci Dumnezeu a avut în vedere acea adunare ca să nu fie zdrobit. Scrie aici, când va veni Mângâietor, Duhul adevărul are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Nu puteau ei purta tot atunci. Probabil dacă le spunea, voi toți veți fi martiri. Ei n-au putut să primească nici când le-a spus Domnul că El va muri, de cum să le mai spună că o să moară și ei. Dar urma ca în timp să fie calificați și să poată primi și păstra acele informații. Deci să ne gândim când ducem o vorbă, e mai de folos să o ducem sau e mai de folos să nu o ducem? Vorba lui Ioab către Ahimaț, nu te duc cu vestea asta, nu ți-e de folos, stai aici. Iată și două exemple. Primul, cel perfect, Dumnezeu. L-am numit cel căruia îi place să se ascundă și să ascundă. Scrie în Proverbe, capitolul 25, versetul 2. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Iov, capitolul 23. Un Dumnezeu care se ascunde, versetele 8 și 9. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Ce interesant! Nu doar poetic în exprimare. Și tot aici în Iov stă scris, capitolul 34 cu 29, dacă își ascunde el fața, cine poate să-l vadă? Nimeni. Dumnezeu a rămas ascuns, vorba lui Solomon, îi place să locuiască în întuneric. A păstrat ascunsă taina mântuirii și le-a descoperit la proroci și a puțin o deschis oblonul, atât și-ar fi vrut ei să vadă. Vorba lui Moise, Doamne, lasă-mă să te văd. Păi dinapoi. Și rest țin palmă. Și Dumnezeu e mare la palmă și nu reușești mai mult decât atât. Dumnezeu știe totul, dar nu spune totul. Știe absolut tot despre noi, dar descoperă doar cât vrea. Va scoate la judecată, la ascuns toate lucrurile. Să fim conștienți de asta. Dumnezeu ne cunoaște întru totul, nu ne dă pe față întru totul, nu se descoperă pe sine întru totul, numai cât voiește. Și când vrea Dumnezeu să ascundă ceva sau pe cineva, știți pe care profet și pe secretarul său, pe scrib l-a ascuns Dumnezeu? Îi căuta împăratul. Da, pe alt proroc pe care l-a ascuns Dumnezeu și l-a căutat împăratul peste tot, îl știți? Primul caz, Ieremia și Baruc, în al doilea caz, Ilie. Și când Dumnezeu a vrut să-l aducă în fața împăratului, spune, poftim, zice Obadia, mă supui la un risc, iar te ascunde Dumnezeu. Nu, că mi-a spus astăzi să mă prezint aici înainte. Mare-i Dumnezeul nostru, slăvit să-i fie numele. Să trăim în așa fel conștienți că știe totul, doar spune cât vrea. Dar știe de ce face așa. Și alt exemplu, în persoana unei familii, Jehoiada și Ioșeba, care s-au remarcat prin ascunderea micuțului Ioas. Citim cartea 2 Împărați, capitolul 11. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei din neam împărătesc, dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât, l-a pus împreună cu doi ca lui în odaia 4, astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. A stat 6 ani ascuns cu Ioșeba în casa Domnului și în țară domnea Atalia. În anul al 7-lea,
Ihoiada a trimis și a luat pe sutașii cheretiților, alegătorilor și i-a dus cu el în casa Domnului, a făcut legământ cu ei și i-a pus să jure în casa Domnului și le-a arătat pe fiul împăratului. Iată cum ascunderea acestui copil a salvat neamul davidic pentru a se împlini făgăduința lui Dumnezeu că David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș pe tron. A fost singur urmaș. Putea Dumnezeu să-l ascundă în mod supranatural, dar s-a folosit de oameni. În cel de-al doilea război mondial au fost mulți care s-au riscat viața și au ascuns evrei. Și Dumnezeu astfel și-a împlinit planul, lăsându-i pe unii în viață. Dacă ar mai fi durat lucrurile și puterea hitleristă s-ar fi extins, probabil ar fi omorât pe toți. Dacă îmi scrie în Matei, dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar Dumnezeu decide cine și cum scapă. Așadar să ne învățăm să păstrăm secrete. Amin? Trecem la partea a doua, a destăinui. Poate asta ne place mai tare, nu? Să spunem decât să păstrăm un secret. Dezvăluirile corecte aparțin lui Dumnezeu. El, unui om sau unui grup de oameni, prin Duhul, descoperă exact ceea ce e necesar. În cartea 1 Samuel, capitolul 3, Dumnezeu face o descoperire unui copil și noi am zice că n-am fi procedat așa. Adică se spune Dumnezeu ce are de făcut din toată țara unui copil, dar copilul acela s-a dovedit a fi omul din credere al lui Dumnezeu. 1 Samuel 3 cu 12. În ziua aceea a zis Dumnezeu, voi împlini asupra lui tot ce am rostit împotriva casei lui, voi începe și voi sprăvi. Dar ce frumos! Scrie în versetul 15, Samuel a rămas colocat până dimineață. Apoi a deschis ușurile casei Domnului, Samuel s-a temut să-i istorisească lui Eli vedenia aceasta, dar Eli a chemat pe Samuel și i-a zis, Samuele, fiule, i-a răspuns, iată-mă, înainte de a fi proroc sau după aceea, era la fel de prompt în ascultarea de bătrânul preot. Și el i-a zis, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic, fiindcă Dumnezeu se poartă cu tine cu toată asprimea dacă îmi vei ascunde ceva din tot ce ți-a spus. Samuel este arestuit tot fără să-i ascundă nimic. Da, Dumnezeu face dezvăluiri concrete. Să ne amintim de cele scrise în 2 Împărați 6. Consiliul de război a împăratului Siriei stabilea fronturile de luptă. Împăratul Israel, beneficiind de aportul prorocului Elisei, căruia Domnul îi făcea de cunoscut totul, îi dejuca toate planurile. Știți, s-a întărătat împăratul. Cine cum trădează? Dumnezeu oferă informații la vreme potrivită. Iată principiul după care se descoperă Dumnezeu. Vă citesc din Isaia 48. De versetele astea din Isaia 48 mă leagă ceva așa personal. În vremea dinainte căsătoriei mele, eu ca unul care până la un moment dat am spus că nu vreau să mă căsătoresc și Dumnezeu mi-a schimbat programul, nu de puține ori mi s-au deschis aceste versete din Isaia 48. Pentru mine a fost o chestiune personală, dar eu de aici vreau să iau principiul. Isaia 48 de la versetul 6. De acum îți vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine. Ele se fac în timpul de față și nu fac parte din trecut, până în ziua de azi n-avea nicio cunoștință despre ele, ca să nu poți zice, iată că le știam. Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut. Și nici nu ți le-a deschis odinioară urechea la ele, că știam ca să fii necredincioși și că din naștere ai fost numit răzvrătit. Se adresa Domnul lui Israel. Deci, Dumnezeu se descoperă la momentul oportun. Face dezvăluiri interesante. Numele Lui să fie binecuvântat. De aceea să ținem cont de aceste descoperiri divine, de tainele sale, descoperite prorocilor, apostolilor, să mulțumim Domnului pentru că au ajuns și la cunoștința noastră. Să citim din Noul Testament, Romani, capitolul 11. Deci Apostolul Pavel, versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singur înțelept, nu vreau să nu știți taina aceasta. Deci e o taină.
Nu e o deducție. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Despre aceeași taină, dar într-o altă dimensiune, scrie în Efeseni 3. Referitor la cum urma Dumnezeu să mântuiască oameni, care va fi ordinea cronologică și proiectul comun. Efeseni 3:3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Deci Pavel a aflat de la Dumnezeu, că i-a descoperit. Care era taina? Versetul 6. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință Hristos Iisus prin Evanghelia aceea care slujitor am fost făcut eu. După darul Harului Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. De aceea când au zis pe unii care spun că Dumnezeu cu evrei va avea altă treabă și că noi suntem mântuiți într-un fel și evrei în altul, să nu-i credeți. Aici spune foarte clar. Dumnezeu a descoperit printr-o taină lui Pavel că toți suntem legați într-un trup, dar că mântuirea va fi succesivă. A început lucrarea în biserică cu evrei, a trecut la neamuri și se încheie cu evrei. Dar toți alcătuiesc un singur trup, pentru că un singur Domn au toți și o singură ușă a credinței este spre mântuire, slăvit să fie Domn. Sunt și alte taine, de exemplu, zice Pavel în 1 Corinteni 15 cu 51. Și sunt foarte importante aceste taine care Dumnezeu ne le-a dezvăluit. Iată, vă spun o taină. Ce cuprindea taina asta? Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Vom rămâne credincioși în viață în momentul răpirii. Morții vor învia, cum spune la Tesaloniceni, noi vom fi schimbați și ce frumos, vom fi totdeauna cu Domnul, slăvit să fie numele Lui. Ce trebuie să dezvăluim noi oamenii? Să destăinuim? Informații necesare executării unei lucrări, a unui serviciu, învățătură. Ce știm, trebuie să învățăm pe alții. În mod deosebit, ca părinți, să destăinuim copiilor noștri tainele sfinte. Să ne așteptăm să li se destăinuie Dumnezeu la fiecare. Asta ne-a fost dat nou în grijă. Odată descoperite tainele sale, noi trebuie să le transmitem copiilor noștri și altor la care le primesc. Ne face Domnul de cunoscut ceva, suntem datori să-ți spunem și altora. Să luăm un caz biblic, 2 împărați 7. Samaria era împresurată, foamea era cruntă și Dumnezeu a îngăduit ca prin 4 leproși să se ajungă la informația că sirienii fugăriți de Dumnezeu într-un mod supranatural au părăsit tabăra lăsând toate proviziile acolo, chiar haine, chiar animale de povară. Și scrie aici în versetul 9, unul a zis altuia din cei 4 leproși, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la numirea zile de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Afli ceva. Cum era pe vremea comunistă, nu era pâine. Dar se găsea câteva un magazin sau într-un oraș să dea pâine fără cartelă. Credincioșii spuneau, acolo este pâine, frate. Du-te și cumpără. Nu ne comportăm ca în vestul sălbatic, dacă cineva o da de aur să nu mai spună la nimeni. Sau cum spunea un frate, zice, mergeam la cules de mure sau de zmeură și mai comunicam unul cu altul să nu ne prindă ursul. Și nu mă auzeam câte unul că nici dacă strigi pe el tare, nu mai răspunde. Dăduse peste ceva zmeură și răspundea numai poate și umplea găleata. Păi, dacă ai aflat ceva bun, spune și la alții. Asta nu e o taină pe care să o păstrezi, că face bine dezvăluind-o, nu tăinuind-o. Citim și Fapte, capitolul 20. Asta e pentru noi ca predicatori, ca oameni care cunoaștem voia lui Dumnezeu, întâlnim situații când unii spun, nu ne-a învățat nimeni, nimeni nu ne-a spus. La unii e greu să spună, să jignește, să-i spună altul. Fapte 20, citesc de la versetul 20, știți că n-am ascuns nimic.
din ce vă era de folos și că nu m-am temut să vă provodești, să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Versul 27, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Vezi că cineva este în întuneric, avertizează. Oamenii pun semne pe drum să reduci viteza. De ce? Să știe toți, nu? Acolo este un pericol, e drumul spart. Dacă vezi că fratele tău, sora ta este în necunoștință și tu ai aflat adevărul, spune-l și lui. Dezvăluie-l. Știți, se spune că meseria nu se învață, se fură. Părerea mea că s-a ajuns la vorba asta, nu doar în ideea că ucenicul trebuie să fie atent, dacă unii nu vreau să spună, să dea secretele meseriei și atunci trebuia să le furi. Mai pe vremea comunistă, când nu se înregistrau slujbele și nu erau nici casetofoane prea multe, în copilărie, ca să-mi cumpăr un casetofon, am fost 5 zile la coasă. Când cineva avea o poezie pe care o culesese de undeva, dacă vedea că cineva registrează, nici nu o spunea în adunare, să ne-o fure altul, cu învățare, pe de roșu, o spunea, nu erau cărți de poezii scrise. Deci, când știm un adevăr, când știm ceva bun și este util și altora, să dezvăluim, să nu fim răi, zgârciți cu ceea ce trebuie să servim și pe alții. Un alt domeniu. Informații prin care se demască sau se împiedică o lucrare rea. Iarăși este aici ceva foarte important. Să ne amintim de Ionatan, care a jucat acest rol. Saul a vrut să omoare pe David, scrie în 1 Samuel, capitolul 19, că după ce a încercat în mod indirect prin filisteni, în versetul 1 a zis tuturor slujitorilor săi să omoare pe David. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, a dat de știre. Și a zis, tatăl meu, Saul, caut să te omoare, păzește, dar mâine dimineață stai într-un loc tenuit și ascunde-te. Și apoi scrie în capitolul 20, versetul 9, departe de mine gândul să nu-ți dau de știre, dacă voi afla că pierea ta este lucru hotărât din partea tatălui meu și amenință să te ajungă. Foarte important. Să protejăm pe cineva transmițând o informație. Amintiți-vă de copii, nepotul lui Pavel. A aflat că s-au prins cu jurământ să omoare pe Pavel și repede s-a dus la capitan. Ce interesant, copilul îi dă sfat, vezi, să nu-l aduci înaintea lor, vezi, așa și așa. Și informația aceea a fost salvatoare. Deci ce folos era ca atunci să tac? O dezvăluire la vremea unui cuvânt de la Domnul este binecuvântat, dar de asemenea o dezvăluire a vremea unui plan demonic este salvatoare. Dumnezeu ne înștiințează uneori prin profeți, dar alteori chiar pe cale naturală. Cineva află și demască o lucrare rea. S-a întâmplat undeva într-o adunare, venea unul, s-a prezentat, a fi mare cântăreț, avea ceva carismă naturală și a început să se vorbească acolo cu o fată. Și Domnul a vorbit într-o seară de rugăciune, mi-a povestit un frate care a fost acolo, printr-o soră în vârstă. Ascultă, nelejuitule, când cânta el mai cu har. Și l-a demascat. El era căsătorit, era cu un divorț cu nevasta, avea 2 copii și beata fată pe care o pețea, nu știa nimic. Să fi tăcut sora aceea ce a descoperit Domnul, nici vorbă. Sunt lucruri care trebuie dezvăluite. Și anumite lucrări date pe față. Lucrarea diavolului să fie demascată. Amin? Și un ultim aspect ce trebuie să destăinuim, mărturisirea păcatelor. Spune înțeleptul în Cartea Proverbe, capitolul 28, versetul 13. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Fiecare om are tainele inimii lui. Uneori tainele inimii sunt păcate, alteori sunt planuri. Dumnezeu prin Duhul le poate da pe față, dar poate să nu le dea pe față. Ne vom mărturisi
sau nu. Să știți, Scriptura spune în mod repetat că aceste lucruri nu pot să rămână ascunse pentru totdeauna. Aici, sau în ultimă instanță, la judecata de apoi. Zicem Psalmul 90, citesc versetul 8. Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scos la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Dumnezeu te poate demasca oricând. S-a întâmplat odată că un om și-a tăinuit păcatul. Și Dumnezeu a vrut să împiedice accederea lui la o slujbă. Și l-a descoperit într-un mod nebănuit. Mi-a povestit un frate că mergea cu un altul cu mașina. Și-a luat pe un altul de la ocazie, și iar că-l cunosc. E frate de-a nostru. Mergând, încă o femeie face semn disperat cu mâna. O iau și pe asta. Și în timp ce era o cântare la aparatul din mașină, femeia zice către cel din spate, lua și el la ocazie, așa e că e greu să fii pocăit căzut. Și zice, ce vrei să spui? Și în momentele următoare, femeia l-a dat pe față. Ăștia din față se uitau unul la altul. Băi, cum l-a descoperit Dumnezeu, băi? Că pentru Dumnezeu e tare simplu să dea pe față pe cineva. Amintiți-vă pe Acan, cum l-a descoperit într-o țară întreagă. Bancă și spune Iosua, fiule de slavă, Domnule, l-a mai lăsat o noapte să se vadă dacă se confesează sau nu. Deci să nu tratăm ca și cum Dumnezeu nu știe, Dumnezeu nu-i pasă, cum scrie în psalm, ce știe Dumnezeu. Vă citesc din Isaia în aceeași idee, 29 cu 15 și 16. Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac fapte în întuneric și zic, cine ne vede și cine ne știe? Stricași ce sunteți, oare olarul trebuie privit ca lutul? Sau poate lucrarea să zică despre lucrător, nu m-a făcut el. Sau poate va să zică despre olar, el nu se pricepe, nici vorbă. Deci în fața Domnului totul este gol și descoperit. Dumnezeu ne ajută să ne identificăm în timp ce se predică, sau atunci când se prorocește. Sau, știți, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Oricum, cuvântul lui este viu și lucrător mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Așadar, să nu încerce cineva să-și tăinuiască păcatele, că nu rezolvă nimic. Dimpotrivă, se pune rău cu Dumnezeu. Zice, David, câtă vreme am tăcut, o vai de mine. Două idei și aici, în completare. Destăinuirea tainilor trebuie să fie în concordanță cu planul lui Dumnezeu. Adică să nu dăm informații înainte de a vrea Dumnezeu să le dăm. Dumnezeu știe când trebuie, știi, s-a dus Dumnezeu cu îngerii la Avram și sună interesant așa, idee umană, a zis Dumnezeu, oare să ascunde Avram sau să n-ascund? Nu, acum e vremea să-i spun. Și i-a spus, știți, Avram a intervenit pentru Sodomă. Scrie în 1 Corinteni 14 cum lucrează darurile Duhului Sfânt. Unul are o cântare, altul o vorbă în altă limbă. Și când ne lăsăm călăuziți, Dumnezeu vorbește unuia prin prorocie sau prin predică. Îmi povestea o familie din sudul țării cum s-a pocăit soțul, soția era credincioasă mai dinainte, n-a vrut să meargă la adunare, până la urmă s-a dus la o slujbă de joi seara care părea nesemnificativă. Și la întoarcere spre casă, sora aștepta cu emoții, ce o să zică, nu-i fi plăcut, au fost mai niște frați în vârstă, la îndemnuri. Și el zice, omul ăla, când l-a spus să dați îndemn, că a reținut, cum mi-a zis, un îndemn la rugăciune, zice, mi-a răspuns la trei întrebări, în ordinea în care le-am formulat în mintea mea. Omul ăla și l-a prorocit, în sensul clasic. Dar Dumnezeu l-a folosit la momentul potrivit, în altă joi ce folos ar fi fost să spun acele lucruri. Dezvăluirile trebuie să fie în acord cu orarul lui Dumnezeu. Și un ultim aspect, să fim atenți ca să nu obțină cineva de la noi dezvăluiri într-un mod inoportun, prin amăgire sau prin forță. Noi trebuie să rezistăm, să nu ne manipuleze cineva. De aceea scrie în Proverbe, capitolul 20, versetul 19, cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse și adesea bârfelele
apar în contexte de amiciție. Și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amestece, pentru că este periculos. Iată și două exemple. David, omul care a încercat să-și ascundă păcatul. Știți cum a procedat? Mai întâi s-o fi gândit că nu a rămas gravidă. Apoi l-a chemat pe Urie să-l facă tată. Social, că natural era el. N-a ținut nici asta. Apoi a zis să moară. Și cine mai calculează când și cum a rămas gravidă? N-a ținut nici asta. Și-a tăcut, și-a tăcut și nimeni n-a suflat, că era împăratul. Din text rezultă că slujitorii lui știau de faptele lui. Dar a venit vremea când Dumnezeu l-a dezvăluit. Și asta n-a însemnat numai prorocia prin Natan, vedenia, pilda aceea care a spus. Dumnezeu îi spune acolo, auzi, va afla toată țara. Și de 3000 de ani știe toată lumea cine citește în Biblie. L-a dezvăluit Dumnezeu că el a încercat să tăinuiască faptele lui, dar apoi David a înțeles lecția și a dat exemplu de dezvăluire a păcatelor lui, s-a mărturisit. Au fost situații chiar prin adunări când bărbați sau femei s-au ridicat și a spus, asta am făcut, asta am făcut. Recent îmi spunea cineva un caz concret cu date. Când o femeie n-a mai rezistat și a spus, eu sunt vinovată, cu cutare. Pentru că păcatul apasă. Psalmul 51 este extraordinar la capitolul mărturisire. Zdrobirea de care a dat dovadă. Ce să mă ascundă David? Pentru că finalul contează. Unii preferă să rămână cu păcatul ascuns și cu nefericirea. Că fericirea e pentru cel ce se mărturisește. Că e rușine. Eu nu cred că trebuie dată fericirea pe rușinea asta. Invers merită târgul, nu? Și celălalt exemplu e Daniel. Scrie în capitolul 2, știți că împăratul a avut un vis, nimeni nu s-a descurcat. A venit Daniel și face niște precizări punctuale. Zice el aici în capitolul 2, versetul 22, el descoperă cu referire la Dumnezeu ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeu, părinților mei, te slăvește, laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și că mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, că și mi-ai descoperit taina împăratului. Și de la evenimentul ăsta a fost recunoscut darul lui Daniel, de aceea scrie în 4:9, Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, asta era funcția lui acolo, în Babilon. Știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea. Deci tâlcuiește în vedenile pe care le-am avut în vis. Și, cum știți, Daniel din nou le-a tâlcuit. Să încheiem afirmând că noi oamenii trebuie să ne asemănăm cu Dumnezeu în ce privește tăinuirea sau destăinuirea tuturor informațiilor de care dispunem. Pentru că sunt lucruri care trebuie ținute secret. Să ne amintim de evenimentele descrise în Iosua, capitolul 2, când Iosua n-a mai trimis iscoadele cu cunoștința adunării, nu cumva să se repete episodul din pustie, le-a trimis în ascuns. Acolo a mai găsit pe o femeie care a ascuns ea. Au venit cu acele informații secrete, familia a fost salvată, e vorba de casa lui Rahab, pentru că au știut opera cu secrete. Dar interesant, tot ocazionat de localitatea Erihon, cineva pentru că a tăinuit, a murit el și casa lui. Prin păstrarea unui secret a fost salvată o casă și prin păstrarea unui secret, dar păcat, Acan, a fost distrusă o casă. Vedeți cât este de mare diferența în a păstra sau a dezvălui. Cu efecte pentru toată familia. Așadar să nu uităm. A tăinui ceea ce trebuie destăinuit este păcat. Dar și a
destăinui ceea ce trebuie tăinuit, iar este păcat. Să nu încurcăm adresele, cum se spune că le-a încurcat un medic și a trimis la unul bolnav pe moarte să se pregătească de viitor și la altul sănătos să se pregătească de mormântare. Și se pare că psihologic i-a clasat ca atare și au încurcat lucrurile. Nu știu dacă a fost așa, dar ceva de genul ăsta se poate întâmpla. De aceea să nu uităm ce spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul și va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor, atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Să nu ne dăm ușor cu părerea, să vorbim dacă Dumnezeu ne îndeamnă să vorbim, dacă nu, să tăcem mai bine. Că noi nu cunoaștem toate lucrurile. Dacă Domnul ne face cunoscut, atunci să acționăm cu promptitudine. Scrie de asemenea în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 24 și 25, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecat. Adică le dezvăluie, se mărturisesc. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Și cele ce nu sunt cunoscute, nu pot să rămână ascunse, căci Dumnezeu va scoate la iveală tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Sau vorba Domnului, nu este nimic ascuns, nimic tăinuit care nu va ieși la iveală. Domnul să ne dea călăuzire. Să nu greșim. Ce-i secret la Dumnezeu, să rămână secret și la noi. Cu alte cuvinte, înainte de a spune ceva, să ne uităm spre Dumnezeu. Doamne, spun sau tac? Nu contează că toți din jur îmi spun. Spune, hai, spune. Voi spune când mi se spune. Dar dacă trebuie spus ceva, atunci și dacă toți din jur ar spune, taci că îi faci de ocară sau să o spună altul, atunci trebuie să dezvălui lucrarea aceea, să lucrăm așa cum Dumnezeu ne-ar cere, ca nici într-un fel, nici în altul, să nu păcătuim. Doamne, dă-ne priceperea aceasta. Amin.